Salutare, prieteni! Ce faceți? Bine v-am găsit la un nou episod de noutăți din fitness. Având în vedere că nici vremea nu prea ținut cu noi în ultimul timp, poate că unii dintre voi vă întrebați care este minimul de efort fizic pe care trebuie să-l facem pentru a ne menține masa musculară. Așa că astăzi vom vorbi despre antrenamentele tip HIIT, care, conform studiilor, sunt eficiente pentru păstrarea masei musculare. Știu că Angel, de exemplu, a vorbit destul de mult pe acest subiect, cum te poți menține în formă cu 1-2 antrenamente pe săptămână. Vreau să vă vorbesc despre câteva studii care susțin această teorie. Un studiu realizat în Australia a arătat că oamenii care s-au antrenat de 2 ori pe săptămână au menținut 70% din forța și masa musculară pe care le-au înregistrat sportivii care se antrenau de 3 ori pe săptămână. Într-un alt studiu, cercetătorii din Canada au descoperit că oamenii care se antrenau de 2 ori pe săptămână, cu un total de 27 de seturi, au observat un progres similar cu cei care se antrenau de 3 ori pe săptămână pentru același număr de seturi. Cea mai importantă concluzie din astfel de studii este că volumul săptămânal de antrenament este la fel de important, dacă nu chiar mai important, decât frecvența antrenamentelor. Cu această ocazie vom discuta despre un studiu apărut pe 15 aprilie, care a arătat că antrenamentele tip HIIT sunt superioare pentru sănătate și menținerea masei musculare. Bineînțeles, acest tip de antrenament nu este recomandat pentru toată lumea și cu siguranță nu ar trebui să exagerăm, mai ales dacă facem și altă formă de activitate fizică, deoarece aceste antrenamente necesită mai multă recuperare decât alte forme de activitate fizică, cum ar fi joggingul, de exemplu. Practic, studiul a demonstrat că antrenamentul tip HIIT de aproximativ 20 de minute, cu tot cu încălzire și răcire, realizat de 3 ori pe săptămână timp de 12 săptămâni, a îmbunătățit glicemia, distribuția grăsimii și compoziția corporală a oamenilor. Practic, aceștia au menținut sau chiar au dezvoltat masă musculară în timp ce au redus din țesutul adipos al organismului. Poate că vă gândiți că aceste concluzii sunt un pic exagerate pentru doar 20 de minute, dar dacă ați urmat antrenamente tip HIIT, știți că 20 de minute sunt mai mult decât suficient. Antrenamentul tip HIIT implică perioade scurte de efort fizic, în general 30-45 de secunde la o intensitate maximă, urmate de perioade de repaus, în general de un minut. Cu siguranță, după câteva runde de HIIT, dacă te antrenezi cu adevărat la intensitate maximă, vei rămâne fără respirație. Cred că este important să menționez că dacă te antrenezi la o intensitate mai mare de 70% din capacitatea ta maximă, așa cum ar trebui dacă urmezi antrenamente tip HIIT, ai nevoie de aproximativ 48 de ore pentru a te recupera. Deci, acest tip de antrenament nu este conceput pentru a fi făcut în fiecare zi, deoarece taxează puternic organismul. Voi ce părere aveți? Sunteți fani ai antrenamentelor tip HIIT sau preferați antrenamentele cu o intensitate mai redusă, dar mai frecvente? Practic, la întrebarea aceasta se ajunge mereu. Intensitate sau frecvență? Scrieți-mi în comentarii ce preferați. Și pentru că Fitness Nation este despre a forma o comunitate cât mai sănătoasă, atât prin mișcare, cât și prin alimentație, astăzi vom vorbi despre un alt subiect foarte interesant, și anume turmericul. Săptămâna trecută am vorbit despre eficiența medicamentelor versus sport pentru reducerea colesterolului. Ei bine, se pare că această serie continuă, deoarece un nou studiu a demonstrat că extractul de turmeric este mai eficient decât paracetamolul pentru reducerea durerilor și simptomelor asociate osteoartritei. Studiul a inclus 193 de oameni diagnosticați cu osteoartrită la nivelul genunchiului. Aceștia au fost randomizați în două grupuri. Un grup a primit extracții de turmeric de 95%, 500 de miligrame de 2 ori pe zi, și al doilea grup a primit 650 de miligrame de paracetamol de 3 ori pe zi timp de 6 săptămâni. După 6 săptămâni de tratament, 18% din oamenii care au primit extract de turmeric au observat o ameliorare a durerii și a rigidității genunchiului cu aproximativ 50% și 3% dintre aceștia au raportat o ameliorare de aproximativ 70% a simptomelor asociate osteoartritei. Sunt super încântat de faptul că tot mai multe studii compară eficiența alimentelor și a extractelor naturale cu cele ale medicamentelor și că rezultatele uimesc întotdeauna. Cred că va mai dura ceva timp până când atenția publică va fi direcționată mai mult către alimente și extracte naturale decât spre medicamente, dar fără îndoială suntem pe direcția cea bună. Cam atât pentru astăzi, prieteni, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vom revedea săptămâna viitoare cu alte știri interesante din fitness. Vă doresc o săptămână minunată!